Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de custom subs. De data asta puteți să vedeți că avem o mapă plină de emeralde, frate. O mapă trimisă de Gianni, cel puțin așa scria în e-mail. Game mode 0, ok, foarte utilă comanda asta pentru că mai dat cu game mode 1. Difficulty 0, perfect. Regulament. Ok, max și altele. Nu sparge blocuri, stai pe peaceful. Nu te da pe game mode 1, două note mape. Ok, deci regulile de bază. Creatorii sunt Cupson, Gianni și Dumiș Andrei. Ok, canalul meu, în cazul în care sunteți interesați, e destul de lung, sincer, dar nu contează. Parcur, mini survival, țintă. Ok, păi hai să începem atunci cu parcurul și să începem și mapa. Oh, ok, e un parcur destul de nebun. Checkpoint, aici e checkpoint-ul, da, foarte ciudat cum ai pus checkpoint-ul. Ok, deci aici începe parcurul. Hai să începem nebunia. Ok, bă, ești nebun. Pare un parcur destul de simplu, însă, wow. Hai, stai ce bine, de fapt, nu mă până acolo e. Ok, dar oricum pare un parcur așa destul de simplu, cel puțin la prima vedere. Ok, am luat primul checkpoint. Chiar dacă checkpoint-urile astea aș fi putut eu să trișez, să fiu așa mai nesimțit, dar nu sunt în felul ăsta nesimțit. Iar un checkpoint. Oh, shit, hai că avem checkpoint-ul aici. Fuck. Oare ar trebui să sar de pe ăsta direct pe celălalt, nu? Ok, da, pentru că nu aș putea să sar de pe scara de checkpoint. Perfect. Bă, ce chestie asta. În fine, în primul rând trebuie să vă zic să lăsați și un like. Am schimbat microfonul, am schimbat am schimbat microfonul, am schimbat și web-ul, probabil vedeți fundalul transparent. Însă mă mai joc cu setări și la web și la microfon și până o să fie toate mai perfecte și microfonul până o să se audă mai șmecher, pentru că bă, ești nebun, am impresia că e scara acolo. Pentru că microfonul ăsta e un microfon destul de bun, e mai bun decât Blue Yeti. Și are o grămadă de setări, inclusiv are o interfață de aia, un pod, nu știu cum să vă explic. Pentru cei care mă urmăriți pe Facebook, facebook.com/maxialteleyt, probabil știți. Apropo, o chestie despre care vreau să vă zic, sunt o grămadă de pagini fake cu numele meu. Unele fac promovări prin numele meu și unele dau țepe prin numele meu. Deci dacă ați luat apă cu o pagină fake, nu-i vina mea că nu vă uitați în descriere la linkurile oficiale. Chiar n-am ce să le fac pentru că cei de la Facebook nu-mi dau verificat decât dacă, nu știu, dacă ei consideră chestia asta. Am vorbit inclusiv la telefon cu tipii de la Facebook pentru că în momentul în care investești în Facebook, să zic că bagi o sumă de bani în Facebook, automat ei o să se ocupe de tine mult mai mult. Ok, am luat și checkpoint-ul ăsta. Perfect, perfect. Și da, le-am zis că vreau verificat și au zis că nu ei se ocupă, că se ocupa altcineva și ăla se dă doar automat. În fine. Ok. Îți poți da spawn point. Bă, credeam că e atâta parcurul, dar văd că încă e continuare aici. Foarte frumos așa, sincer. Sper că vă place noul model de facecam și poate, de fapt, sigur ați mai văzut și la alți youtuberi. Bravo, ai terminat parcurul. Bă, foarte și chiar parcurul, n-am ce să zic. Mini survival. Ok. Deci da, poate ați mai văzut și la alți youtuberi în genul ăsta. Ideea e că încă mai am probleme. Ar fi super să filmez fără căști, dar nu prea îmi place. Adică nu mi-ar plăcea să aud sunetul ăsta pe... Nu știu, mie îmi place să folosesc căștile, asta e ideea. Și dacă îmi place să folosesc căștile, e foarte greu pentru mine să... Ok, avem aici 6 bețe, sincer nu știu de unde, dar nu contează. Mai facem să avem. Și na, cum îmi place mie foarte mult să folosesc căștile și nu prea folosesc boxe, deci cred că nu folosesc boxele deloc. Am niște boxe destul de nasoale, nici nu le folosesc, nici nu le-am puse la PC. Pentru că nu am vrut să-mi cumpăr, știi? Dar... Na, ca ideea asta e, cam asta e nebunia. Hai să luăm 3 de astea. Să facem o nebunie aici. Pac. Pac și pac, ok. Deci toate astea se facă super repede. Hai să aruncăm astea. Și da, nu știu, sper că vă place, e o evoluție oricum pentru mine și pentru canalul meu, deci zic eu că merită, nu știu,
merită o apreciere evoluția asta. Credeți-mă că e foarte greu să filmez cu un chroma key, adică cu un blue screen sau un green screen în spatele meu. Deci frate, e foarte greu. Deci o să pun o poză pe Facebook probabil mâine, pagina Mac și altele, aveți în descriere, în care vă arăt cum arată tot setup-ul meu în momentul în care filmez. Deci tot setup-ul meu în momentul în care filmez. O să rămâneți puțin șocați, dar e ok, nu contează. Hai, sparge-te. Poate o să rămâneți șocați. Oricum, o să vedeți ce nebunie. Microfonul vine de sus printr-un suport, ceea ce e super ok, zic eu. Sper că m-am avut, oh my god, sper că m-am avut destul de bine, nu-mi dau seama, sincer, dar ar trebui să mă aud ok, adică e un microfon foarte bun, dar cum v-am zis, nu am momentan setări, wow, profesionale la el, chiar dacă am o grămadă de chestii pentru el. Am setări default, știi, cam așa ar veni. Ok, am gătat și mini survival-ul și mai avem ținta. Găsește ținta bună la arc, ia arc și săgeți, ok. Ok. Țeapă, cică, ia auzi. Ia auzi, mă, că e țeapă. Bă, dar e greu să dai în astea, nu glumă. Țeapă. Țeapă. Ok, am reușit să-l facem. Dacă ți-a plăcut, dă o notă mapei, please. Bă, nota 9 pentru mapa ta. A fost o mapă făinuță, însă nu știu, nu a fost extrem de wow, extrem de bine organizat. Adică mi-au plăcut nivelele, însă puteai să faci totuși așa cu o continuare de la un nivel la altul și cu nebunii. V-ați dat seama, adică nu știu, nu pot să dau nota 9.50 sau nota 10 unei mape care poate nu a fost atât de bună ca altă mapă la care am dat aceeași notă, știi? Oricum, nota 9, mi-a plăcut mapa ta, chiar mi-a plăcut și mi-a făcut plăcere să o joc, deci să nu crezi că nu mi-a plăcut. Dacă mai vrei mape de la mine, zi-mi, bă, dacă vrei să-mi faci, de ce nu? Apropo, sunt mare fan ei, mă bucur că ești mare fan și pinguin în același timp, bănuiesc eu. Deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți în continuare, nu uita să lăsați un like. Eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!